Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi o avem alături de noi pe doamna Viorica Juncan, traducător. Vorbim despre un autor senzațional, noi am mai povestit despre el, prin intermediul unei alte cărți din opera domniei sale, este vorba despre Hara. Astăzi vorbim despre Kalfrid Durkheim, Străpungerea spre ființă, etapele maturității umane, și am să vă prezint cartea și la cameră, o carte publicată la editura Herald în seria de autor Kalfrid Durkheim în categoria lecturi filozofice. Aș începe cu discuția noastră cu un citat al lui Durkheim referitor la această carte, Străpungerea spre ființă. Unii se vor întreba dacă maturitatea nu este cumva un privilegiu rezervat senectuții. Maturitatea nu este nici expresia unei predispoziții fericite, nici fructul natural al senectuții, ci rezultatul unui travaliu pe care omul îl îndreaptă asupra sa. Care este prima condiție în vederea dobândirii maturității? A recunoaște cu toată sinceritatea, cu toată onestitatea, că ea ne lipsește. Trebuie să luăm limpede cunoștința de rezistențele noastre îndreptate împotriva creșterii noastre interioare. Numai atunci vom avea acces la surse. Doamna Viorica Juncan, o carte pe care ați tradus-o, un autor pe care îl știți foarte, foarte bine. Care este importanța acestei cărți și de ce ar fi util să o recomandăm cititorilor Herald, atât pe Durkheim ca autor, cât și această minunată carte? Da. Aș începe printr-o referire la ceva mai cunoscut. M-aș referi, de exemplu, la piramida trebuințelor umane a lui Abraham Maslow. Care Maslow. Nu știu dacă așa se citește. Da, 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 sigur, sigur. Maslow, cred că, da? Deci este foarte cunoscută și multă lume se referă la ea. Deci, la baza acestei piramide se află trebuințele umane fizice, necesare supravieții, apoi trebuințele psihice și în vârful acestei piramide se află nevoia de actualizare a sinelui. Așa spune Maslow în cărțile sale. Mai am văzut pe internet că apare autorealizarea, dezvoltarea personală. Deci Maslow spune nevoia de actualizare a sinelui. Tot Maslow spune că trebuințele superioare, deci cele aflate mai spre vârful acestei piramide, cu cât sunt mai înalte, cu atât sunt mai specific umane. Pe de altă parte, cu cât sunt mai înalte, cu atât sunt mai puțin imperative, mai ușor de ignorat, mai ușor de ocolit cumva. Asta explică de ce puțini oameni sunt preocupați de această nevoie de actualizare a sinelui. Aș vrea să spun că această carte a lui Durkheim despre, o să explicăm și titlul, și Străpungerea spre ființă, ține exact de această treaptă prevăzută în piramida lui Maslow de nevoie de actualizare a sinelui. Puțin vorbesc despre Maslow, că e foarte interesant, ca și după aia revin la Durkheim, nu foarte mult. Deci Maslow a fost pasionat, un cercetător pasionat, o inteligență extraordinară și niște observații foarte pătrunzătoare asupra naturii umane și foarte creativ. A fost interesat de oamenii care sunt în procesul de actualizare a sinelui. Aceasta este traducerea corectă. Cred că în engleză este un termen mai concis, dar noi românești nu avem altceva. Deci nu există om cu sinele actualizat. Există om aflat în curs, în acest proces de actualizare a sinelui. A fost foarte pasionat, i-a studiat și culmea este că se cam potrivesc observațiile lui la oamenii cu aflați în procesul de actualizare a sinelui. Ce spune Maslow în cartea Motivație și personalitate, pe care aș vrea să o intituleze despre nevoile mai înalte ale naturii umane? Spune așa, dacă ar fi să rezum conținutul acestei cărți
într-o singură propoziție, atunci aș arăta că, în plus față de ceea ce psihologiile actuale spun despre natura umană, în om există o natură mai umană, de natură, cu caracter una instinctoidă, adică ține parte din esența sa. Această natură este ceea ce Durkheim numește ființa. Deci profunzimea din noi, ființa esențială, îi spune el, mai se referă la profunzimea din noi, așa cum spuneam, așa cum spunea chiar Maslow, lipsește limbajul pentru această realitate a naturii umane, care se află și dincolo de teologie și dincolo de știință. Ar trebui găsit un limbaj. De aceea se folosește un limbaj, Durkheim a inventat destul de bun acel limbaj. Deci, despre această ființă este vorba. Ar trebui să explic puțin titlul acesta ciudat, cumva, Străpungerea spre ființă, etapele maturității umane. Să explicăm despre ce ființă e vorba, am înțeles că este ceva, un strat mai profund din ființa umană, de care suntem despărțiți prin conștiința umană, prin conștiința pe care am dezvoltat-o în mod legitim, conștiința eului, ca să trăim în această lume. Deci suntem despărțiți prin ceea ce avem în mintea noastră. Străpungerea spre ființă ar fi, chiar ca să intervin chiar acum, ar fi o breșă în această carcasă în care trăim, construită de conștiința eului, ar fi o breșă prin care pătrunde ființa. Deci este un fel de străpungere a termenului pentru a spune că este o apariție bruscă. O să mai revin la ce înseamnă această experiență a ființei. Așa, etapele maturității umane. Despre ce maturitate vorbește Durkheim? Revenim acum de la Maslow la Durkheim. Deci, normal, și omul se mișcă în virtutea unei legi interioare, așa ca orice ființă care trăiește. Floarea, de exemplu, de la sămânță, apare mugurele, apoi bobocul, apoi floarea, apoi floarea lasă fără regret să-i cadă petale, se produce fructul, care, când este copt, cade și aceasta este realizarea ei, potrivit legii interioare. Și omul are această lege interioară în sine, doar că nu știm, dar ar fi foarte bine să știm, la asta ne ajută cărțile lui Durkheim, că ne spune povestea mai mare, cum zic eu acolo, colovial, povestea mai mare din care facem parte. E ca și cum ne-ar descrie harta pe care ne mișcăm în viață, fără de care nu ne putem orienta bine. Ce spune Durkheim? Spune așa, că normal, în etapele omului, și omul este un subiect al unei legi interioare. Am înțeles că termenul este entelechie, adică o dezvoltare, o funcționare în vederea unei realizări. Doar că omul poate bloca această realizare, asta este problema. Fazele mari ale dezvoltării și legitime și normale ale unui om sunt dezvoltarea eului, în care învață să putem face niște corespondențe cu piramida lui Maslow, în care învață să se descurce, să se gestioneze singur și să se afirme, să dobândească poziție și să-și o mențină, că asta este tendința eului în lume. Conștiința lui de sine este mai mult o teamă de pedeapsă la nivelul acesta. Apoi, la o anumită vârstă, omul devine captat, se dedică unei idei, unui ideal, unei cauze, unei opere, unui tu, unei comunități. Și iese din această viață centrată pe sine și altruismul a învins egoismul. A trecut în o altă fază în care își dezvoltă o personalitate, care poate fi o personalitate strălucită și cu toate acestea în sinea lui să simtă că îi lipsește ceva, că este un gol. Deci, în mod normal, nu se vorbește de o fază dincolo de această personalitate reușită, în modul obișnuit. Faza maturității umane, deci Durkheim spune că mai există o fază, deci dincolo de personalitate există persoana, adică omul să devină capabil să manifeste ființa în existență, adică acesta nu e un simplu lucru, pentru că omul de obicei blochează, fără să vrem și fără să știm, blocăm această manifestare a marii vieți prin mica noastră viață. Deci aceasta ar fi maturitatea, ar fi
când omul devine capabil să aducă roadă. Acesta este sensul maturității, când trebuie să integreze ființa esențială în eul existențial pe care și l-a dezvoltat. Sau să le integreze cu diversi termeni și să devină persoana, adică omul devenit transparent pentru transcendență, pus pur și simplu, care i-a plăcut până și lui Joseph Campbell, în autorul minunatei cărți Eroul cu 1000 de chipuri. 1000 de chipuri, da. Da. Spune chiar într-o carte de la Herald vorbește. Da, el are Eroul cu 1000 de chipuri și Căi ale fericirii, două acolo. Cărți, cu totul și cu totul admirabile. Da, în asta, în prefața de la Căile fericirii, spune că l-a cunoscut pe Durkheim și e foarte încântat de această expresie transparent pentru transcendență. Deci asta înseamnă, deci să devină, nu devine o imagine ideală. Deci ființa, maturitatea înseamnă ca ființa, posibilitatea pusă în noi, ca ființă esențială, să devină realitate, să devenim reali, într-o formă umană, ca ființa, marea viață, să se poată exprima liber în existență. Adevărata vocație a omului, de care depinde fericirea și nefericirea lui, este manifestarea ființei în existență. Acesta e sensul vieții spus în termenii lui Durkheim. Deci, vă dați, și așa este, dar e spus atât de simplu și așa. Deci, adevărata vocație a ființei umane, de care depinde fericirea și nefericirea lui, este manifestarea ființei în existență. Pentru că tot Durkheim spune că suferința lumii este generată tocmai de imposibilitatea ființei de a se manifesta în existență. Dacă oamenii ar fi toți conștienți de ceea ce sunt ei în secretul lor, în adâncul ființei lor, și dacă ar fi conștienți că e posibil această realizare, la asta ne folosesc cărțile lui Durkheim, să ne spună că e posibil, așa, viața ar arăta cu totul altfel. Da. Viața... Da, mai ceva? Spuneți. Nu, nu, vreau să vă spun că o pledoarie foarte frumoasă pentru concepția lui Durkheim, pentru sistemul său de gândire și pentru cărțile sale cu adevărat minunate. Da, vreau să continuați. Da, voiam să spun, știți, oamenii văd că viața este absurdă. O spune și Durkheim în nenumărate feluri în cartea aceasta și o spune și Maslow. Zice așa, viața nu poate fi cu adevărat înțeleasă fără a lua în considerare aspirațiile cele mai înalte ale ei. De ce nu înțelegem? Că nu înțelegem că undeva în adâncul nostru ființa aceea esențială urgentează, deci are gerințele ei, până la urmă are imperativele ei. Oamenii se îmbolnăvesc pentru că nu, asta nu e poveste, deci nu ascultă aceste imperative, nu știu că există aceste imperative, caută să trăiască confortabil așa cum se întâmplă în această viață, care nu e ca la carte, e departe de a fi ca la carte. Deci dacă oamenii ar ști, ar fi de asta. Deci... am plecat de acolo, de la faptul că toată suferința lumii este cauzată de imposibilitatea, da, asta e. Am vrut să mai spun ceva, dacă mai e timp. Mai e un pic de timp? Trei da, minute? Da, sigur. Da, deci eu provin dintr-un mediu religios și sunt formată așa. Și toată viața mea am auzit despre eu. Cum eu le este blamat. Eul trebuie... drobit. Eul trebuie să moară. Eul trebuie să... sau faza cea mai așa cum ar fi mai adecvat, ar fi, deși nici aia nu prea bună. Ar fi, trebuie să ne lepădăm de eu. Singurul la care am auzit eu un răspuns just este Durkheim. Zice, bine, dar acest eu trebuie să existe mai întâi. Ori situația aceasta nu este generală. Ceea ce e foarte bine, așa numai la Durkheim am găsit această atitudine, această diferențiere a atitudinii în care se află oamenii vis-a-vis de imperativele ființei.
că am plecat de acolo. Are imperative și omul se îmbolnăvește dacă nu ascultă aceste imperative, plus încă ceva vreau să spun neapărat, perspectiva asta cu Alzheimer-ul, care cercetarea finanțată de industria farmaceutică ne tot amenință și se tot să ne pregătim pentru mai mult Alzheimer, care debutează și de la vârste mai timpurii. În fine, deci Alzheimer-ul, o cauză Alzheimer-ului nu spun eu, o spun medici care au această perspectivă asupra omului. Este uitarea datoriei umane prin excelență, adică maturitatea umană. Deci dacă își uită datoria, asta se întâmplă, redevenim copii, cădem în, dăm în mintea copiilor, efectiv, sau așa ceva. Deci, așa. Voiam să spun, să citesc, nu să citesc, vreau să spun, deci la întâlnire, oamenii se află în situații diferite. Durkheim spune așa, unii sunt cu un eu foarte puternic format, el spune că aceasta este regula. A doua categorie sunt cei care nu și-au format eul îndeajuns, în general din cauze biografice, dumneavoastră știți foarte bine, psiholog și așa, și discutând cu atâția terapeuți. Iar cea de-a treia cauză este mai puțin identificabilă, este eul armonic, cu ghilimele, armonios, care și-a dezvoltat un mod de a fi în care știe să-și păstreze foarte bine starea interioară, dar starea interioară nu... Da, mai bine eu să nu o să continui, să încep să spun ce înseamnă cu primul. Deci cel cu eul foarte puternic dezvoltat în existență e ca și cum s-ar fi dezvoltat foarte bine această carapace a eului, în care ființa esențială stă și se sufocă, pentru că această carapace a celui cu eu foarte puternic, deci nu trece nici din afară, nimic nu atinge nici din interior, așa un eu puternic are. Omul acesta trebuie să se deschidă spre alții. Și întâlnirea cu ființa va fi pentru el fericita eliberare din această limitare în care trăiește. Cel de-al doilea caz, omul care nu și-a format el unde a ajuns, acesta cunosc foarte bine că zic din propria experiență de viață, nu are contururile formate, deci nu are prea puțin eu, spre deosebire de primul care are prea mult eu, și cumva rătăcește dezorientat în viață, ar fi cam bătaia vânturilor, interioare și exterioare, fără să poată să-și valorifice darurile pe care le are, rămâne cu mâinile goale, cu toate că primește daruri, sunt oamenii cu ochii triști. Acest al doilea caz este iarăși fericit la întâlnirea cu ființa, pentru că pentru prima dată află cine este, își găsește o identitate și poate să-și formeze eul pe care nu și l-a format în mod natural, așa cum ar fi trebuit, și și-l formează de data aceasta pe o temelie foarte bună, pe temelia ființei, neusănătos. A treia categorie este eul armonios, care pare să fie foarte bine adaptat în societate, adaptat, știe să se descurce foarte bine, este un tip de egoist amabil, care nu se dă, deci nu poate avea nicio relație adevărată cu tuul. Acesta de om este singurul care ar putea, n-ar fi foarte fericit la început, la întâlnirea cu ființa, pentru că îi contrazice acest mod de a fi, dar dacă îndrăznește să se deschidă ființei, va găsi și el, bineînțeles, o fericire pe care n-a cunoscut-o cu tot acest mod și va găsi adevăratul contact cu tuul. Asta am ținut neapărat să spun, că oamenii sunt diferiți și trebuie să fie tratați, să iei înșiși și să se regăsească în ce situație se află vis-a-vis de ființă. Da, sunt un soi de tipologii și, într-adevăr, mă gândeam, în timp ce vorbeați despre eu, că de cele mai multe ori eul este cumva asociat cu ego-ul sau cu egocentrismul și că, dacă tot vorbeați din punct de vedere religios, eul acesta care ar trebui suprimat, ar trebui să lase loc sinelui, și aici exact. Aș pune sinele cu S mare,
mare. Sau servitor al sinelui. Sau, asta este. Sau să lase eul, să lase locul lui Dumnezeu. Astăzi, dragii noștri, am vorbit despre Durkheim și despre o carte minunată, Străpungerea spre ființă, etapele maturității umane, carte publicată în seria de autor Durkheim, la editura Herald, în traducerea doamnei Viorica Juncan, traducător invitata noastră de astăzi. Crei, mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-a oferit și vi le-a oferit dumneavoastră, cititorilor noștri, referitor la personalitatea lui Durkheim și la opera sa. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, rubrică inițiată de editura Herald. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!